Parcul Lumea Copiilor din București va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni primul festival de prim ajutor din România, cu scopul de conștientizare a importanței cunoașterii tehnicilor de prim ajutor de către publicul român. Cu aceeași ocazie va avea loc și un concurs european de prim ajutor, la care și-au anunțat prezența 24 de țări europene. Invităm giurgiuvenii care vor să participe la deschiderea oficială a acestui festival în data de 11 septembrie în Parcul Lumea Copiilor, ora 18, la parada echipelor de prim ajutor și gala Crucii Roșii Române, precum și sâmbătă, începând cu 12 septembrie, începând cu ora 8:30, să participe la competiția europeană de prim ajutor, să vizioneze cele mai noi metode de acordare a primului ajutor și ceea ce se va întâmpla pe tot parcursul acestei zile. Deși Crucea Roșie Giurgiu nu va avea nicio echipă în concurs, filiala va fi implicată în organizarea evenimentului și va avea un arbitru internațional. Vor participa un număr de 28 de echipaje de prim ajutor din 24 de țări, România nefăcând parte din acest număr de echipaje, deoarece este țară gazdă, dar filiala Giurgiu, ne mândrim că facem parte din Comitetul Național de Organizare al Campionatului European de Prim Ajutor, iar în echipa de arbitri internaționali avem și noi un arbitru internațional în persoana domnului dr. Bogdan Hurmuz, care este și președintele filialei de Crucea Roșie Giurgiu. Cu prilejul festivalului, Crucea Roșie Română lansează campania Face It, care trage un semnal de alarmă cu privire la importanța acordării primului ajutor de către oricine, oricând. Cei interesați să susțină primul ajutor în România pot dona 2 euro prin SMS la numărul 8840.